Salut, Mane Voicu sunt și dacă vă place Mane Show, vă rog să dați un subscribe pentru că am un nou target, până de Revelion trebuie să fac 20.000 de abonați. Așa că vă rog eu, faceți un gest de Crăciun. Subscribe! La mulți ani tuturor românilor și bine v-am găsit la un nou episod din Mane Show. Se pare că în ultimul timp toate zonele României trag tare pentru a da internetului cât un artist de seamă. Câte un artist care să vorbească despre droguri, bani, femei, haine, droguri. Dacă pare că mă repet e pentru că așa fac și ei. Județul Dâmbovița nu stă degeaba și îl lansează ca o rachetă concepută să distrugă ochi și urechi pe fiul ei cel mai de seamă, reprezentantul orașului Târgoviște, cel mai mare dealer de droguri care vinde și pepeni, regele parbrizelor curate, Gheboasă. Piesa se numește Gheboasă, videoclip oficial. A zis, bă, nu trebuie titlu aici. Să apară numele meu și asta e. Asta e piesa mea de șmecherie. Gheboasă e pe fază. Asta e piesa mea de șmecherie, Gheboasă e pe fază. Vorbește despre el la persoana a treia. Îți dai seama când îl trimite maică-sa la pâine. Ghebica, du-te și ia pâine că nu mai avem, mă. Mamă, Gheboasă nu poate să meargă la pâine, Gheboasă e pe treabă. Du-te tu. Și după tot ce dau acum, sper să nu mai adui cotul, că e jale rău. Și după tot ce dau acum, sper să nu mai adui cotul. Cumva Gheboasă se scuză încă din startul melodiei. Bă, uite care e faza. Vreau să spun ceva pe piesa asta, dar mi-e să nu mă ia poliția, frate. Am furat să pun-o din baie de la fete. Fără mișto acum, dar Gheboasă chiar pare genul care fură dezinfectantul din scările de bloc. Hai să vedem ce are de zis. Gheboasă șmecheroasă, yeah, man. Micro 9, șerpărie, micro 11. Respect și pace pentru toată lumea. Fiind învățat din locurile în care umblă el, Gheboasă nu începe melodia fără să dea niște dedicații. Eu nu cânt doar despre haine, Rolex-ul cu diamante. Eu acum le fac pe toate, am câștigat la aparate. N-am mai văzut niciun trapper care să se laude că a câștigat la aparate. Eu acum le fac pe toate, am câștigat la aparate. Gheboasă, ai 170 de lei acolo. Câte pe toate poți să le faci de bani ăștia? Te duci la prostituate, vrem să le facem pe toate, avem 170 de lei la noi. Băieți, de bani ăștia pot să vă fac curat în cameră. Te duci la restaurant, ospătar, vrem să le facem pe toate, avem 170 de lei la noi. Sigur, avem de spălat vase, debarasat mese, servit clienții, puteți face de toate la noi. Te rog pe tata să-mi dea cardul. Hai fratelo, hai cu praful, că mi-a dat de mi-a rupt nasul. Trebuie neapărat să observăm brigada. Dâmbovița e mândră de voi, băieți. Sunt câțiva strânși acolo. Adevărul e că sunt multe blocuri în Târgoviște și Gheboasă nu poate să facă față singur. Are nevoie de o brigadă, nu poate să ia tot dezinfectantul din toate scările de bloc așa de unul singur. Te rog pe tata să-mi dea cardul. Hai fratelo, hai cu praful. Îl rog pe tata să-mi dea cardul. Hai fratelo, hai cu praful. Cum ar fi să mergi la taică tu și să-i zici, tată, dă și mie puțin cardul. De ce? Ce vrei să-ți cumperi? A, nu cumpăr nimic. Vreau să fac niște linii de praf cu el și să mă droghez. Aha, bine, uite. Am crezut că vrei să-ți cumperi porcării. La mine la ușă-i coadă, vând, dar nu am o livadă. La mine la ușă-i coadă. Gheboasă vinde droguri direct de la el din apartament. Îți dai seama că răspunde mama lui Gheboasă la ușă? Să rămână doamna mama lui Gheboasă. Gheboasă e acasă, am venit să luăm niște cocaină de la el. Măi, Ghebica, au venit niște băieți să cumpere cocaină de-aia de la tine. Hai băieți, hai înăuntru, vă dăm mămica drumul la desene? Am făcut cozonac, am băgat niște făină de-aia de la Ghebica. Cocoină sau cum îi zice, de la două felii am făcut curat în tot blocul. Vezi că nu dau geu-geu, geu-geu. 07 mai mereu, mai mereu. V-am păcălit de 05. Se pricepe Gheboasă la reclamă, îl și văd director de vânzări pe viitor. Salut, sunt Gheboasă și până pe 30 decembrie vino la mine la ușă și ai reducere 50% la produsul pe care îl plătești complet. Eu de mic am fost zărac, n-aveam banii să mă îmbrac. Maestrul spune, eu de mic am fost sărac, n-aveam bani nici să mă îmbrac. El dansând în pielea goală. Bravo, Gheboasă! Se pare că unii oameni nu se schimbă niciodată.
Vom flexa și cu Versace, la șerpări el luați capace. Apare și șarpele în cadru când se bate Gheboas. De ce așa? Deci cum s-a întâmplat? Eu mă plimbam liniștit cu Anaconda pe afară și la un moment dat un fraier urlă la mine că ce e în pitonul ăla? Anaconda, băi, fraiere, vrei șerpărie cu mine? Yeah, man, ăsta a fost Gheboasă de la Șerpăroasă. Vă pup, respect la toți frații mei. Yeah, man. Dincolo de toate glumele făcute despre el, pot să apreciez la Gheboasă că se bucură de fiecare moment în care filmează acest videoclip. Pur și simplu se vede că e fericit când face treaba asta. Lasă Gheboasă că mai vinzi tu niște cocaină de aia la ușă și dacă reușești să dai 0,3 în loc de un gram, faci bani și în următorul videoclip ne arăți tu nouă. Nu putem spune aceleași chestii despre următorul invitat aici la noi în platou, un om care ar trebui să se numească Hai să facem content din orice. Punctul culminant. Hei, salut lume și bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să facem două adevăruri și o minciună cu... Da, nici eu nu știam că există jocul ăsta și mai ales că se poate juca pe dezbrăcat. Alexandra. Am sunat-o, ea na, s-a pus pe balcon, s-a îmbrăcat bine. Crede că o să mă facă la jocul ăsta, crede că o să câștige. Și cum ai ajuns să faci videochat? Prima dată am jucat două adevăruri și o minciună. Am devenit obsedat, am început să joc în fiecare zi. După care mi-am dat seama că îmi place să apar dezbrăcat în fața camerei și am început să fac și bani din chestia asta. Și hai să începem. Pui tu prima întrebare sau pun eu? Deci ea este Alexandra și cu ea o să jucăm două adevăruri și o minciună pe dezbrăcate. Na bun, hai că pun eu prima întrebare. Așa. Bun, ești atentă, da? Alexandra, care pare că are cojoc cu fular pe ea și e filmată de la gât în sus. Super incitant. Oare ce o să-și dea prima oară jos? Ochelarii? Așa. Bun, ești atentă, da? Uh-huh. Alexandra joacă rolul perfect. Uitați cât de incitant este totul. Abia aștept să o prindă Freddy cu ceva și să o dezbrace. Dar până atunci mă mai uit puțin la blocuri. Într-o vară am fost la Net Cafe cu un prieten și pe la 4 dimineața vine un italian, chel în cap, mor de bea și ne cheamă la fotbal. Nu am câștigat nimic când am participat la balul bobocilor și am fost o lună în depresie. Asta e a doua întrebare. Fosta mea dirigă mă striga prinții. Care-i minciuna? Că n-ai câștigat nimic la balul bobocilor. Deci băiatul ăsta spune minciuni care să-l pună pe el într-o lumină bună. A fost minciună că nu a luat nimic la balul bobocilor. El de fapt a luat mențiune. Sigur? Nu vrei să răzgândești? Sigur, sigur. Sigur, sigur. Bă, nu cred, mă! Cum ai ghicit, mă? Nu pot să cred, mă! Mamă, frate, stai să dau ceva jos. Nu știu, stai să văd cu ce încep. Și a scos șosetele care oricum nu se vedeau în cadru. Da, hai, spune-le tu. Îmi plac câinii, am avut vipere ca animale de companie, mă cert cu mama zilnic. Îți plac câinii, minciuna? Corect. Bă, știam, bă, dar chiar ai avut viperă? Da. Oh, își dă halatul de baie jos. Și a dat halatul jos și acum ne dăm seama că noi chiar nu vrem să o vedem dezbrăcată. E ok, e în regulă. Hai să jucăm pe îmbrăcate. Vrei să jucăm pe îmbrăcate când te prinde cu ceva, tu mai iei ceva pe tine? Te rugăm. Așa, am înțeles. Dar chiar ai avut viperă, animal de companie? Da. Da. Și? O murit? Cum de nu mai? Inițial credeam că sunt șerpi și erau vipere și trebuie să le omor. Cum adică credeai că erau șerpi, dar de fapt erau vipere? De fapt, ce mă miră? Cine s-ar juca cu băiatul ăsta dacă n-ar avea un retard? Bun, hai, ultime întrebări să văd. Poți să-mi dai și tu mie încă un articol jos de pe mine sau nu? Am dus un prieten mort de beat acasă și la o săptămână același prieten m-a dus pe mine acasă mort de beat. M-am dezvircinat cu o fată pe care o știam de 15 minute. Băiatul ăsta ar face orice ca să se afle chestii cool despre el. Te-ai dezvircinat cu o fată pe care o cunoșteai de 15 minute pentru că ai fost la prostituate, Freddy. Pe cine încerci să păcălești aici? Și oricum ți-a luat cam mult 15 minute. Ce ai făcut înainte? Ai jucat două adevăruri și o minciună pe dezbrăcate cu ea?
Despre Freddy o să discutăm și în episodul următor, pentru că omul face muzică și are o piesă care se numește Vrea în top. Viața vrea în top, e doar pe interes. Niciodată nu o greși, că sunt mult prea fresh. Îi dau rapid, zici că sunt de flash. Nu-mi trebuie cash ca să îi dau smash. What the fuck, băi? Dragi de mine, vrea să vorbim. Târfă, nu am timp să povestim. Apare în videoclip o fată cu cagulă. S-au rugat de ea, au zis, hai, vrei să apar la noi în videoclip? Apar, dar trebuie să port neapărat cagulă pe față, nu vreau să mă recunoască nimeni. Dragi de mine, vrea să vorbim, târfă, nu am timp să povestim. Dar noi ne-am cam dat seama cine e. Inițial credeam că sunt șerpi și erau vipere și trebuie să le omor. Dar atât pentru astăzi. Am să vă spun mai multe în episodul următor. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un subscribe și așa o să mă ajutați să continui seria asta. Vă mulțumesc mult că vă uitați. O seară minunată!